Trăiești impactul impulsurilor opuse. Agresivă și independentă, nu tolerezi pasivitatea și inacțiunea. Dacă viața devine prea calmă, tu încerci cu toată puterea ta să-i stârnești pe ceilalți. Datorită energiilor zilei de naștere, toată activitatea ta se desfășoară fără probleme, cu un minim de stres și dezacord. Când mintea spune un lucru și inima sugerează un altul, acțiunile tale pot intra în conflict cu nevoile și sentimentele adânci. Ești o persoană spontană și directă ce preferă să nu-și complice viața. Confruntată cu probleme, indiferent dacă te afli în serviciu sau acasă, încerci să extinzi domeniul de alegere și, dacă este posibil, să eviți colțurile ascuțite. Și totuși se pare că soarta îți trimite în mod deliberat dificultăți una câte una, atât sub forma unor adversari complexi, cât și sub forma unor obstacole insurmontabile. Astfel, sarcina cea mai dificilă pentru tine este să găsești cea mai simplă cale de ieșire dintr-o situație confuză. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: îndrăzneală, nevoia de a te afirma în viață, entuziasm. Berbecul cel mai luminos este cel care s-a născut chiar la debutul primăverii. Ești controlată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și dorința de a concura. Această planetă este favorabilă pentru funcționari, artiști, lucrători medicali, profesori. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea viziunii și lipsa harului. Te-ai născut cu o natură neliniștită și iubitoare de libertate, așa cum se potrivește Berbecului. Tu nu stai niciodată într-un loc, fiind dușman al păcii și lenei. Acțiunea este elementul tău. Cu toate acestea, influența magiei cifrelor din ziua de naștere este astfel încât toată activitatea ta merge în mod surprinzător de liniștit și armonios, fără distrugere. Adesea, poți fi ruptă de contradicții, atunci când dorești una și acționezi destul de diferit. Tu ai senzații neașteptate de sensibilitate. Armonia în viața ta este extrem de importantă pentru tine, atât în muncă, cât și în comunicare. Ai o afinitate față de copii, comportamentul tău natural și deschiderea se manifesta la prima întâlnire cu ei. Cu toate acestea, din nou, din cauza unei viziuni copilăroase și entuziaste asupra lumii, tu ești mai predispusă la frustrare și resentimente, iar situațiile critice de viață îți pot cauza o depresie severă. De fapt, tristețea ușoară este tovarășul tău de viață neschimbat. Rară ori cobori la elocvență, preferând să te exprimi fizic, indiferent dacă este vorba de dragoste, hobby sau sport. Ești întotdeauna evaluată ca partener de încredere, prietenă și colegă. Tu rară ori provoci antagonism în echipa colegilor, dimpotrivă, tu ești respectată pentru capacitatea ta de a obține rezultate consecvente în mod constant.
Modestia este un atribut minunat al personalității tale. Tu poți fi indecisă, uneori chiar timidă, dar considerându-te pasivă sau ușor de comunicat va fi cea mai mare greșeală. Deci, în fața atacului unui adversar care te provoacă în mod deschis, rar te retragi, demonstrând o putere extraordinară a minții, iar în viața de familie invariabil insiști ca totul să se facă la discreția ta, cu excepția cazului în care încerci să respecti armonia cât mai mult posibil. Și totuși, tu suferi extrem de dureros o presiune excesivă asupra ta, iar acest lucru este exercitat mult timp. Acest lucru te poate scoate permanent din rutină și poate distruge potențialul de veselie și vitalitate, pe care l-ai aproape din primele zile ale vieții tale. Tu ai multe calități atrăgătoare, sensibilitate, loialitate, spontaneitate. Uneori, prietenii și rudele tale întâmpină dificultăți în a înțelege de ce ești atât de des în situații problematice. Aceasta se datorează în parte faptului că așteptările și deschiderea optimistă te împiedică să dezvolți o abordare mai realistă a vieții. Astfel, ar trebui să fii mai metodică și mai puțin capricioasă în rezolvarea problemelor presante din viața de zi cu zi. Nu ești similară cu alți nativi din berbec având astfel de calități, putere, activitate, pasiune, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura ta ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spui adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 24 martie soarta ta? Ai un caracter direct și fără menajamente nu-ți complici viața cu gânduri goale. Tu încerci să eviți orice probleme, încercând să alegi alte soluții de rezolvare, atât la locul de muncă, cât și la domiciliu. Dar problemele cad peste tine una după alta, dându-ți dileme insolubile. Găsirea celei mai ușoare și mai logice ieșiri din numărul mare de opțiuni disponibile și ieșirea din această situație cu pierderi minime devine o sarcină imposibilă pentru tine. În caracterul tău este o mulțime de naivitate, îți exprimi deschis sentimentele și emoțiile și te comporți natural și direct. Opiniile tale despre lume se disting prin idealismul și entuziasmul lor, ceea ce duce la infracțiuni inevitabile și dezamăgiri. Atunci când nu poți face față încercărilor pe care soarta ți le trimite, tu intri într-o depresie severă. Ursitoarele ți-au dăruit un caracter calm și echilibrat. Nu ești elocventă și nu-ți place comunicarea. Tu îți exprimi gândurile și atitudinile prin acțiuni, jucând sport sau alte hobby-uri. În viața personală, tu preferi acțiunile, nu comunicarea. La lucru, ești apreciată ca un angajat excelent și responsabil și ești o prietenă de încredere și dezinteresată. Tu nu te implici niciodată în conflicte și îți îndeplinești sarcinile eficient, obținând rezultate bune. Tu ești modestă, nu ai suficientă hotărâre să soliciți o majorare a salariului sau o promovare. Dar aceasta nu înseamnă că mintea ta este departe sau că personalitatea ta este inertă. În cazul unei confruntări deschise, tu poți da o respingere decisivă, fără a te îndepărta de poziția ta. În viața ta personală încerci să-ți urmezi principiile vieții, refuzând să te schimbi, ceea ce forțează familia să se adapteze la aceste reguli. Cu toate acestea, conflictele cu ceilalți încalcă armonia ta spirituală, forțându-te să revii din nou și din nou, afectând sufletul tău într-un mod negativ, și apoi de la personalitate veselă și binevoitoare te transformi într-una sumbră și închisă. Cu cei dragi ești foarte atentă, având grijă vigilentă asupra lor. Prin urmare, prietenii și rudele tale nu sunt în măsură să înțeleagă motivele ciocnirilor tale frecvente cu alții. Poate că soluția constă în abordarea ta prea nepractică față de viața reală și idealizarea excesivă a oamenilor din jurul tău. Nu îți place să creezi în mod conștient dificultăți și obstacole. Ești rectilinie și impulsivă. Tu încerci să eviți problemele, să te eschivezi și să nu rezolvi, dar râzând,
Soarta îți trimite o mulțime de dificultăți și încercări. Poate că cel mai important lucru în viață pentru tine este să înveți cum să găsești o cale simplă și evidentă din situații dificile și ambigue. Dragoste și compatibilitate. Te afli într-o luptă între dorința de independență și dorința de a aparține cuiva. Relațiile înseamnă mai mult pentru tine decât libertatea, și rareori nu ai admiratori. Singură nu te simți întreagă și, în uniune cu persoana potrivită, devii un partener devotat și de încredere. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cel mai adesea te afli într-o stare de melancolie ușoară. Acest lucru se datorează sensibilității și vulnerabilității tale. Ești foarte deschisă lumii și uneori asemenea copiilor, te aștepți la bucurie din viață, dar adesea tu vezi numai durere și dezamăgire. Prin urmare, ești predispusă la tristețe și uneori chiar la depresie. Tu rareori strălucești în litigii, cel mai adesea în exterior te comporți liniștit. Îți faci prieteni adevărați și de încredere. Cu toate că ești modestă, considerarea ta ca fiind pasivă sau indecisă ar fi o greșeală. Tu însă-ți nu cauți bătălii, dar vei lupta cu ușurință cu oricine dorește să-ți testeze forțele. Sub modestie și sensibilitate stă ascunsă puterea reală. Te vei manifesta cel mai bine în sfera serviciilor de stat și ca educator. Sănătate și boli. Starea ta nervoasă are un efect foarte mare asupra sănătății tale. O amplitudine puternică a experiențelor constante poate duce la boli cronice. Prin urmare, ai nevoie de un control extrem asupra vieții tale emoționale. Poți fi capabilă să te recuperezi din aproape orice suferință. Toate stimulentele, ceaiul, cafeaua, alcoolul și zahărul sunt foarte dăunătoare. Din dulce poți mânca ocazional doar ciocolată care este utilă ca antidepresiv. În ceea ce privește alte recomandări privind metoda de nutriție, ar trebui, dacă este posibil, să gătești foarte ușor. Orezul sau legumele cu un minimum de condiment ar fi cea mai bună opțiune. De câteva ori pe săptămână ar trebui să vizitezi cu siguranță sala de gimnastică sau de fitness, deoarece exercițiile te vor menține în formă și te vor ajuta să faci față stresului. Soarta și norocul. Tu ai o natură delicată și sensibilă. Universul te-a înzestrat cu talent pentru a simți frumusețea peste tot, pentru a vedea frumusețea în lumea înconjurătoare, tu însă-ți ești frumoasă și nobilă. Banii ies din mâinile tale pretutindeni. Există totuși pericolul ca atunci când primești daruri generoase, să fii prinsă în vise iluzorii. Alegerea căii luxului vulgar ostentativ poate distruge acele talente pe care le ai de la naștere, iar apoi în anii maturității te poți aștepta să fii săracă și respinsă. Dar dacă dispui cu înțelepciune de toate darurile și favorurile Creatorului, nu pierzi energia și vitalitatea în fleacuri și prostii, tu vei străluci în această lume și vei putea să faci o carieră excelentă. Să-ți asiguri o viață prosperă pentru tine însăți, să fii fericită și de succes. Sfaturi pentru tine. Presiunea constantă susținută te îndurerează. Acest lucru deprimă vigoarea și activitatea ta și le face să fie experiențe foarte dureroase. Tu poți fi blândă și frivolă ca un copil, ești întotdeauna credincioasă sentimentelor și afecțiunilor tale. Trebuie să înveți să fii mai atentă și să-ți limitezi cumva liniștea,
Să dezvolți o abordare sistematică pentru rezolvarea problemelor. Deschiderea și spontaneitatea perilor sunt de o calitate foarte bună, dar asigură-te că nu-ți complică viața. Mențineți echilibrul în viață și ferește-te să mai atragi problemele. Ocupă-te și de lucruri mai mărunte cu grijă și răbdare. Există și detalii care merită atenția ta. Învață să găsești soluții pentru rezolvarea situațiilor de conflict, încercând să nu aduci chestiunea la confruntare deschisă. Lucrează fiecare problemă separat, acordând o atenție deosebită detaliilor. Nu judeca pe toți oamenii singuri și încearcă să percepi mediul mai obiectiv. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.